efortul pe care îl face această fundație de a veni în sprijinul acestor tineri este un lucru mai mult decât de a te ocupa de un tânăr să ajungă în viață ceva, ci este un efort de a te ocupa de întreaga țară, de întreaga colectivitate pe care tu vrei să o ocrotești prin acest gest. Sunt mulți copii talentați pe care i-am văzut și avem la noi în facultate și care nu au posibilități materiale. Ori prin această ofertă de burse și de ajutoare, Fundația Principesa Margareta realizează un act cultural și un act în același timp caritabil. Pentru că știu că selecția este extrem de dură și în același timp toți care au luat această bursă meritau pe deplin. Deci mie mi se pare un act de cultură, un act de investiție în cultura română și nu în ultimul rând, chiar un act de umanism. Un sport extraordinar. Anul acesta o să am o expoziție și fără această bursă n-aș fi reușit asta. Cu ajutorul Fundației Principesa Margareta am reușit să iau parte la lucruri care altfel mi-ar fi fost la care altfel n-aș fi avut acces. Normal că dacă n-ar fi fost ajutorul bursei, aș fi considerat în continuare că artiștii sunt o parte inutilă a societății și e un mare ajutor să nu ai grija materială și să știi că orice ai vrea să faci, la orice masterclass ai vrea să participi, vei avea ajutorul lor. Este mult mai mult decât un sprijin financiar. Este un program de suflet pentru suflet.